Dacă vrem să facem agricultură performantă, este important să știm cu ce să o facem, cu ce echipamente, cu ce tehnologii și cum să ne folosim de aceste mijloace. Aproape 3.000 de super expozanți din toată lumea își vor prezenta noutățile și inovațiile la Agritehnica, cea mai mare expoziție de mașini agricole din lume, care are loc în centrul expozițional de la Hanovra până pe 16 noiembrie. O echipă AgroTV este prezentă în Germania pentru a vă prezenta atât expozanții români cât și pe cei străini. Cu ce se prezintă CBN aici la standul României de la Agritehnica? CBN se prezintă cu cea mai avansată soluție la nivel global de monitorizarea temperaturii în spațiile de stocare și de automatizare completă a ventilației. Monitorizăm temperatura în timp real, suntem singurii fabricați de senzori din România, 100% soluție românească, începând de la hardware și software, totul, și automatizăm ventilația. Punem silozurile și magazinele pe pilot automat, efectiv. E o soluție completă pentru fermierii, pot ține munca de peste an în condiții perfecte. Nu ai pierderi calitative, nici cantitative. Cu ce se prezintă Frontier Connect aici la Agritehnica în 2019? Da, aici prezentăm soluția noastră pentru agricultură digitală, care se cheamă Terraseia. Și practic prezentăm patru produse. Da? Primul dintre ele se referă la produsul care se cheamă Terraseia Base, da? Este un produs care îl lăsăm 4 sezoane, deci practic oferim fermierului un pachet 100%, da? Cu inclus tot ce trebuie. A doua soluție pe care o avem aici și o prezentăm este legată de detecția de insecte, da? Practic pe bază de feromone. Următorul produs pe care îl avem se referă la trekking, da? De tractoare, da? Utilizând tehnologia RTK cu Kinematics. Avem device-uri care am testat la mai mulți fermieri, da, și ajungem la o precizie undeva între 5 și 10 cm. Da. Și ultimul care îl prezentăm aici este partea de monitorizare în habitat.